Bun găsit, dragii mei! Suntem la Implantodent. Alături de mine se află domnul dr. Taner Chemal, medic dentist, specialist în implantologie avansată. Mă bucur să te revăd, Taner, și să continuăm seria discuțiilor noastre. Și eu, Simona, așa cum am promis, da? Chiar e o serie. Exact. Și revenim și astăzi mă gândeam să vorbim legat de consultații. De ce? Pentru că într-o altă emisiune de-a noastră vorbeam despre costul implantului. Ori ca să afli un cost real, aveai nevoie de o consultație și cred că nu greșesc dacă spun, consultația este primul pas către un tratament corect, așa că este minunat că astăzi discutăm legat de consultație. Se potrivesc foarte bine pentru că emisiunea aceea legată de prețul implantului dentar chiar a stârnit interes și eram sigur că va fi o emisiune intens vizionată și intens dezbătută. Și foarte multe mesaje au avut comentarii. Pe marginea celui cât costă implantul. Și atunci am stabilit clar că este greșit să sun un medic, să sun un cabinet și să întreb cât costă tratamentul X sau cât costă implantul. De ce? Nu vindem implanturi dentare, ci pur și simplu tratăm cu implanturi dentare. A fost subiectul emisiunii, închidem. Dar așa cum ai spus tu, pentru a cunoaște, pentru a ști costul unui tratament medical, cel mai important este să facem o consultație care, cum o să discutăm astăzi, include mai multe investigații și mai multe etape. Bun, consultația poate fi simplă, o consultație oarecare sau o consultație de specialitate. Cred că nu greșesc dacă le împart așa și o să te rog pe tine să ne explici. Nu, punctăm foarte bine, deoarece o consultație simplă, acum între noi fie vorba, cel puțin la dentist, deschide gura, ai o carie, costă 5 lei, nu este o chestie profesională. Da? Acel dinte este într-o cavitate unde se află mucoase, unde se află gingie, limbă. O consultație completă, o consultație făcută la modul profi trebuie să dureze mult mai mult, ea nici n-ar trebui să numească sau să diferențieze prin simplă și de specialitate, deoarece consultația reprezintă temelia, reprezintă baza tratamentului. Dacă ea este făcută bine, atunci putem merge mai departe și putem construi ceea ce dorim, dar putem construi de calitate. Bun, și hai să vedem, Taner, în ce constă, cât durează o consultație în aceasta de specialitate? Da, consultația, revin iarăși la consultația simplă. Consultația simplă are un cost mic, dar pacientul de cele mai multe ori primește cât plătește. Da? Mă duc 5 minute, mi-a spus cineva că acolo am o afecțiune și am plecat. Nu am înțeles nimic, nu am rezolvat nimic. De exemplu, dacă vorbim de consultația în implantologie, da? Este foarte important ca implantologia fiind o disciplină chirurgicală, deci de specialitate, este foarte important ca pacientul să vină la clinică, să se realizeze toate investigațiile, pe baza investigațiilor să se emită diagnosticul și pe baza diagnosticului să întocmim planul de tratament. Există un plan de tratament principal sau recomandat, cum spunem noi, și există și planuri de tratament alternative. Dar nu putem ajunge la planul de tratament, care, atenție, include costuri, dacă noi nu am pus diagnosticul pe baza acestor investigații. Și așa cum ai văzut astăzi cu pacientul nostru care a solicitat un acest tip de consultație, el a trecut printr-o serie întreagă de investigații și spre surprinderea acestuia, el consultase înainte câteva cabinete, bineînțeles tot telefonic, pentru că oamenii n-au de unde să știe, primise niște prețuri, dar s-a dovedit că în urma investigațiilor, el nu avea nevoie doar de un implant dentar, ci tratamentul era mult mai complex, deoarece osul se atrofiase atât orizontal cât și vertical, acolo are nevoie de adiție, de augmentare. Ce s-ar fi întâmplat dacă medicul care i-a spus costă X lei, pacientul ar fi venit în cabinet și spre surprinderea lui, ori în operație ar fi constatat respectivul că nu are suficient os, ori înainte de operație și ar fi modificat prețul. Și poate cum că spuneam data trecută, conflicte. Exact, și să precizăm că este vorba de un pacient tânăr, adică nu te-ai aștepta să aibă probleme. Corect, este vorba de un pacient tânăr, dar atenție, așa cum am spus-o și în alte emisiuni legate de implantul dentar, circa
în, cel puțin în România, 70, chiar 75% din pacienții care solicită tratamente cu implanturi dentare nu au os suficient, fie din punct de vedere cantitativ, fie din punct de vedere calitativ, dar de cele mai multe ori ambele. Nu am nici cantitate suficientă, nu am nici calitate, densitate suficientă. Și atunci este clar că am nevoie de tratamente proimplantare, le spunem noi, tratamente care să rezolve această problemă, iar implantul să fie inserat într-un os din punct de vedere calitativ bun și din punct de, de vedere cantitativ suficient. Numai așa va servi ca fundație pentru viitoarea coroană, iar viitoarea coroană numai așa va funcționa pentru zeci de ani. Altfel, ne trezim că ne aflăm în treabă și după 1, 2, 3 ani pierdem implantul. Am venit să facem o plombă, să ne punem o plombă sau am venit să ne înlocuim un dinte pierdut și să ne refacem și funcția și estetica? Pentru că dacă vorbim de dinții de față, vorbim de estetică. Dar cum ai spus tu, chiar dacă pacienții sunt tineri, ei fac extracția, da? Dacă nu protezează, fie imediat, nu inseră implantul, fie la o perioadă scurtă după extracție, osul se resoarbe. Este dovedit științific că osul acela, nemai primind stimuli din timpul masticației, el se atrofiază. Exact ca un picior pus în țesutul gips, muscular. Exact. Și când dai gipsul jos, Nefiind solicitat, atunci își pierde din funcție. De aceea, ori de câte ori se poate, e clar, e bine să ne păstrăm dinții, conduita preventivă este cea mai bună, mergem la timp și nu pierdem dinții, dar dacă i-am pierdut, este vital să îi înlocuim la scurt timp după pierderea lor. De ce? Tocmai ca să evităm aceste manopere care ce fac? Prelungesc tipul de tratament și, atenție, măresc costurile. Și de aceea, iată cât este de importantă această consultație de specialitate și revenim la întrebarea mea, cam cât timp durează, în ce constă? În general, o consultație de specialitate durează între o oră jumate și două ore. Sunt situații în care, datorită complexității cazului, am ajuns și la trei ore. De ce? Așa cum am spus mai devreme, pacientul 1 necesită investigații complete, după care analiza investigațiilor și emiterea diagnosticului și, bineînțeles, planul de tratament. Și să subliniem, Tanner, că aceste investigații tu le poți face aici, în implantodent, da. Ceea ce este un mare avantaj. Este un mare avantaj și tocmai de aceea am făcut aceste eforturi și, crede-mă, sunt eforturi la nivel investițional, în special în aparatura de investigații care este foarte scumpă, tocmai ca, pentru ca pacientul meu, pacientul implantodent, să nu se plimbe în 3-4 locuri, să facă investigațiile în 3-4 locuri, să se întoarcă înapoi. Și astfel economisește mult timp. Categoric. Până și parcarea este foarte importantă și am ținut ca noile clinici să beneficieze de propriile locuri de parcare. Oamenii sunt ocupați, oamenii nu au timp. Oamenii trebuie să producă, să muncească, să gândească. Vezi în ce ritm de viață alert trăim, cum se desfășoară totul. Și atunci timpul devine cea mai prețioasă și cea mai valoroasă resursa noastră. Și atunci pacientul care vine aici are la dispoziție toate mijloacele de investigare, astfel încât la final să putem emite un diagnostic corect, să-i oferim planul de tratament corect. Atenție, planul de tratament îl realizăm întotdeauna interdisciplinar. Încă o calitate a clinicilor implantodent este acest fapt. O serie de specialiști, fiecare pe bucățica lui, să mă exprim așa, astfel încât fiecare să facă foarte bine ceea ce face, fiecare să vină cu bucata de puzzle, să punem bucățile cap la cap și la sfârșit să iasă tabloul așa cum ni-l dorim. Înainte de a veni la emisiune, am citit, m-am documentat, am intrat pe site-ul vostru, implantodent.ro, și am citit toate informațiile care sunt acolo legate de consultația de specialitate și am reținut că această consultație ar trebui plătită în avans. De ce? Această tactică a stârnit multe deceuri. Așa cum spuneam mai devreme, timpul este una din cele mai prețioase, dacă nu cumva cea mai prețioasă resursă a noastră. Din păcate, datorită, hai să zicem, problemelor de educație, pacienții ce făceau? Sunau, doresc și eu o consultație, secretarele programau, venea ziua consultației, pacientul nu venea,
Nu venea, nu venea. Primește telefon înainte de confirmare. Deși primește telefon înainte de confirmare, că avem un sistem foarte bine pus la punct, și atunci constatam că fie nu răspundea la telefon, fie numărul era greșit, fie nu se întâmpla nimic, dar nici pacientul nu venea. Îți închipui că i se aloca un timp acestui pacient pentru consultație. Dar, repet, asta ține de nivelul de educație și nu pot generaliza. În momentul în care am constatat acest lucru, am schimbat tactica și atunci consultația a devenit preplătită, cu un cost, atenție, că mulți zic atâți lei pentru o consultație. Nu, această consultație include foarte multe investigații pe care, dacă pacientul le-ar realiza în diferite părți, 1. Ar ajunge mai scumpe, 2. Ar pierde foarte mult timp. Da? Și atunci pacientul care chiar își dorește o consultație, pacientul care chiar își dorește un tratament, pacientul care înțelege ceea ce facem și ne respectă, nu are absolut nicio problemă să plătească această consultație. Pentru noi este o garanție că pacientul acela vine și noi nu ne irosim o oră jumate, două sau chiar trei ore din timpul nostru. Și lucrurile funcționează foarte bine. Spuneai, Taner, că se efectuează o serie de investigații în cadrul consultației de specialitate și poate că ar fi bine să trecem prin fiecare etapă, să înțelegem ce investigații se fac și, practic, ce urmărești cu această consultație de specialitate. Urmărim, așa cum am spus la începutul emisiunii, urmărim să punem cel mai bun diagnostic pe care să construim cel mai bun plan de tratament pentru pacienții noștri. În primul și în primul rând, pacientul este investigat clinic, atât în interiorul gurii, cât și în exteriorul gurii. În al doilea rând, este investigat radiologic. Și atenție, radiologic îl investigăm bidimensional, adică acea radiografie panoramică și, dacă este cazul, radiografiile retroalveolare. Și țin să precizez, toate sunt digitale și cu un nivel foarte scăzut de radiații pentru pacient. Și, bineînțeles, investigații radiologice tridimensionale. Și aici mă refer la tomografia dentară. Știi bine că deținem în total 6 tomografe dentare în clinicile implantodent, capabile să realizeze tomografii de la mici până la foarte mari, în funcție de area de interes pe care dorim să o investigăm. După realizarea acestor investigații radiologice bi- și tridimensionale, pacientul este amprentat, însă digital, scanat digital. Deci pe noi ne interesează să vedem mușcătura pacientului, să vedem arcadele pacientului. Nu înregistrăm amprentele la modul clasic cum se făcea înainte, ci beneficiem din nou de tehnologie digitală. În momentul în care se ajunge să ca pacientul să-și dorească implantul, ne folosim de aceste două investigații digitale pentru a le suprapune și pentru a genera planul de tratament digital, implantologia digitală. Realizăm ghidul chirurgical și implantul este inserat fără riscuri și fără posibilitatea de a ne confrunta cu accidente. Deci avem nevoie de investigații tridimensionale și am vorbit de cele radiologice. Avem nevoie de investigații tridimensionale, de amprenta digitală a pacientului, care la un moment dat vor putea servi pentru realizarea ghidului chirurgical și pentru realizarea conceptului de implantologie ghidată. Practic, există un robot cu care scanăm dinții pacientului, scanăm gura pacientului, asta este amprenta digitală. Practic, softul, programul ne permite să ocludem, să punem în mușcătura corectă, în mușcătura pacientului, acele două arcade, după care pacientului se realizează o serie de fotografii diagnostice care au un rol foarte important. De ce? Trebuie să surprindem toate detaliile legate de dinți, de gingii și de zâmbet. Buza este foarte importantă în momentul zâmbetului discret, în momentul zâmbetului forțat, cât se ridică, cât dezvelește din dinte, nu intru în detalii de acest gen. Însă fiecare din aceste investigații au rolul său. La final, pe baza acestora, planificăm, după ce am pus diagnosticul, planificăm tratamentul și prezentăm pacientului atât soluția recomandată, cât și soluții alternative. Întotdeauna oferim și soluțiile alternative. Însă am uitat un element foarte important și subliniez aici: contactul direct cu pacientul, pentru că asta este medicina, da? Nu facem telediagnostic. Telediagnosticul se face în cabina ghicitoarei cu globul de cristal. Diagnosticul presupune prezența pacientului.
De ce? Noi trebuie să identificăm foarte clar care sunt nevoile, dar și așteptările pacientului. Altfel, dacă nevoile pacientului și așteptările sale nu corespund cu soluțiile pe care le oferim noi, nu l-am ajutat cu nimic. De aceea, prima etapă, după ce s-a întocmit fișa pacientului, după ce s-a întocmit fișa de sănătate a pacientului, și atenție, Simona, trebuie să știm toate afecțiunile de care a suferit sau suferă pacientul, medicația pe care o ia. De ce? Intrăm într-un tratament care are și componente chirurgicale. Este foarte important să identificăm toate aceste aspecte. Iată, sunt deja o serie de investigații care la sfârșit ne creează o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate a pacientului. Știm foarte bine că implantul dentar are multe indicații, dar are și contraindicații, multe din ele relative. Dar dacă nu identificăm la timp și foarte, foarte clar aceste afecțiuni care pot contraindica implantul, e mai mult ca sigur tratamentul se poate transforma într-un eșec. Și oare cine își dorește un eșec în urma unui tratament? Nici medicul, dar mai ales pacientul. Categoric. Pentru că ne dorim un tratament care să fie unul reușit și care să ne țină ani buni. Știi ce se întâmplă, dragă Simona? În medicină, ieftin întotdeauna se termină cu scump, cu foarte scump. Tratăm foarte multe complicații care, din păcate, vin din alte părți. Oameni care la un moment dat au ales o variantă ieftină și se conving pe pielea lor că ieftin se termină cu scump sau foarte scump. Pentru că și pentru mine, ca și specialist, este mult mai greu să lucrez și să tratez anumite complicații care au apărut datorită unor neglijențe sau datorită faptului că tratamentul a fost abordat superficial. Taneria, îți mulțumesc pentru sfaturi. Consider că este foarte importantă această discuție legată de consultații, de consultația de specialitate. Cred că am lămurit un pic partea aceasta și îți propun să continuăm seria discuțiilor noastre. Mai avem multe de povestit. Categoric, da. Te aștept într-o zi când sunt consultațiile de specialitate și ai să vezi că nu există mai mult de 5-6 consultații pe zi, care de fapt înseamnă 10-12 ore, însă acele 5-6 consultații, acei pacienți care vin în ziua respectivă, pleacă cu informații complete și de multe ori pot compara sau atunci pot face diferența între implantodent și alte cabinete. Accept cu mare drag provocarea, voi fi prezent aici. Îți mulțumesc pentru sfaturi. Cu multă plăcere. Dragii mei, rămâneți cu noi pentru că, așa cum am promis, vom continua această serie a interviurilor realizate aici la Implantodent cu domnul dr. Taner Chemal. Rămâneți sănătoși, voioși, pe curând!